Așa s-a nimerit astăzi, am început cu Satul Mare și mergem ușor, ușor, Săpânța, Băița, ați văzut zona Maravunșului. Bună dimineața, bine ați... Apropo de fată de la Satul Mare, în 1987 i-am dat atestat. La Baia Mare? La, nu, la București, a venit ea la comisie la... Am atestat-o la București. A, v-ați întâlnit acum pe hol? E liber, da, dar o știu foarte bine pe Crina. Luați un loc, acum în zona aia și mai ales în lumea asta folclorului, da. Cumva vă cunoașteți de atâta timp unii pe alții. Acum știu că în Vietnam ați avut o surpriză să întâlniți ambasadorul României din Vietnam, îl cheamă Emil Ghițulescu. Așa. Cel care prezenta pe vremuri la TVR1 emisiuni pentru tineret. Și acum este ambasadorul nostru, da, la post în... Da, un prieten vechi de-al meu, sigur că da. A fost o mare plăcere în întâlnirea și am dus și o pălincă de-a mea de la Săpânța, că tot ai amintit de pălinca de la Săpânța. Dar cum ați cărat pălinca de la Săpânța până în Vietnam? În sticle de plastic. Nu s-au spart, că le-am pus din acele mai mici, de jumătate de litru. La cal, așa, să nu, să nu avem discuții. Da. Ați fost într-o vacanță sau ați fost și cu treabă? O vacanță și o vacanță cu interes comercial pentru... cel care a organizat domnul, excelența sa, domnul ambasador Mihai Andrițoiu, fiul marelui poet și scriitor Alexandru Andrițoiu. Soția lui a organizat această excursie foarte interesantă, Asociația de Prietenie Română, chineză, vietnameză, thailandeză și cambodgiană. Există așa ceva? Da, există, da. Ce tare. V-ați întors de curând? A fost complicat cu virusul ăsta? A fost înainte de așa gripa. Înainte, da. Încă vreo 2-3 săptămâni. Bine că nu ne-a prins pe acolo. Cambodgia, Thailanda și Vietnam. Ce ați văzut frumos în fiecare zonă? Ați mai fost în primul rând? Edificiile istorice. V-ați mai dus pe acolo până acum? E prima dată, nu? Am fost, mai ales în Cambodgia. Cred că pe mică ecran să postează sau nu le văd. Paul, cred că le-a uitat. Sau uita bani. O să le avem. Da, sigur, da. Deci, în primul rând, palatele budiste, hinduse, în Cambodgia. Am făcut multe, multe fotografii acolo. Așa. Și au mai rămas în picioare după cum ai zis și că... rămas de mii de ani. Da. La cel hindus, la 230 după Hristos, asta este cel budist din Cambodgia și celelalte budiste și în Vietnam și în Cambodgia. Ați simțit o energie aparte pe care n-ați mai simțit-o în altă zonă? Mai ales, ca să fiu sincer cu tine, în Thailanda, la hotel, era o companie de masaj. Aoleu. Deci, de așa, am făcut un masaj a unor mai thailandeze foarte interesante. N-are nicio legătură cu ce știm de masajul thailandez, nu? Deci, masaj thailandez adevărat. V-o bătu cu bambusul? Nu. Am nimerit o thailandeză foarte frumoasă, tânără, 25 de ani, și bine, din vorbă, am intrat în discuție și cea mai plăcută discuție a fost cu ea. Zic, dar ce alte meserie mai practicați în afară de masaj? Ce sunt artistă. M-a cucerit cu treaba asta și bineînțeles că mi-a cântat în thailandeză melodii foarte melodioase și frumoase. Eu am cântat muzică populară, i-am dat și un autograf, sigur că da, celelalte două colegi ale ei au vrut și ele autograf de la mine, le-am dat la toate trei câte un autograf. Deci a stat la masaj vreo 6 ore, o oră și bineînțeles contract cost, se plătește la recepție tot oficiul ăsta de masaj, așa, dar trebuie să dai și acel bonus care e obligatoriu să-l dai. Iată, ce ați mâncat bun pe acolo? De toate, inclusiv carne de crocodil. Au. Dar negătită și, bineînțeles, și insecte, acolo nu m-am atins de ele. La insecte nu. Da. Nu, insecte nu, dar de crocodil, da. Tocăniță de foarte condimentată și foarte gustoasă. Aducea spre gustul de carne de curcan și la culoare. Aha. Foarte, foarte, foarte gustoasă. Da, de băut ceva ați gustat? Au tot felul de băuturi, dar astea mai bagă vipere. Am băut cu adevărat, am băut un pic de vodcă vietnameză, foarte bună, combinată cu cola. Cu? Cola. Ah, da, am înțeles. Deci un fel de, ca să nu-i simțiți tăria. Cât ați stat în excursia asta? Păi, cu drum cu tot, vreo 14 zile. Ați avut timp să, 14 zile, sigur, să vedeți. Sigur, a fost foarte lung drumul. Am fost cu escala la Doha, în Qatar, și la duceri și la întoarcere. Și, cu adevărat, o experiență foarte, foarte interesantă. Ați fost în toată lumea asta, de la nord la sud? Peste 68 de țări. În peste 68 de țări. În America sunt în America... rețin recordul
cu cele multe turnee a unui artist român peste Balta Mare. Câte ați numărat? 42 de am pe vizele mele de intrare. 42 de intrări în Statele Unite. Ați avut o perioadă când Mexicul vă era foarte... Păi cu Mexicul am început în 1975. Dar unde e povestea cu Sărito Lindu acolo? Acolo, da, exact cu Ceaușescu, da. Dar cum era, că nu mai știu? Le-am trisat în spectacolul de gală, la recepție oficială. Am trisat cântecul pe scenă și a patra oară ne-au chemat președinții la masa oficială să ni se servească cu o cupă de șampanie, să dăm noroc cu ei. Și atunci Șeveria, bărbat înalt, frumos, Șeveria e Șeveria, și l-a rugat să cântăm a patra oară în fața lui. Le-am cântat și acolo și știi ce a zis? L-a bătut pe Neanicu pe umăr și a spus așa: mio amigo Nicolae, ce a făcut artiștii dumneavoastră astăzi seară, noi ne-am făcut în 3 zile de a semna contracte de prietenie și oficiale și comerciale, bineînțeles, între poporul român, frate, cu poporul mexican. Aproba să mai rămână încă 2 săptămâni în contul meu, la care Ceaușescu a răspuns: si, senor. Așa ați rămas 2 săptămâni acolo, pentru că președintele va... Tot în contul lui Șeveria, da. Ați mai cântat de atunci Sărito Lindu? Da, de câte ori. Nu e petrecere sau nuntă să nu-l cânt. A, da? Îl cere lumea, mi-l cere lumea. Ai, 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 catai noiores, porque cantando se alegrase, Lito Lindo los corazones. Ole! Da. Da. Domnul Gheorghe Turda, o plăcere întotdeauna. Vă opriți, nu vă opriți, că vă știu energic. Activ cât, în 2020 cât ce planuri aveți? În primul rând să-mi realizez 2 albume pe care le am în lucru. Două, nu unu. Și surpriză să fie unul din ele. Așa, turnee în afară. Acum ne oprim perioada asta. Trebuia să merg la sfârșit de martie în Iordania. Și am renunțat pentru o perioadă. Vă e frică de virus? Vă e frică de situația politică? De alte și una și alta, ca să fiu sincer. E mai bine acasă deocamdată. Suntem mai temători în perioada. Sunt mai temători și, ca să fiu sincer cu tine, e mai bine să mai stai lângă familie, lângă copii, lângă nepoți. Mi-s dragi din calea afară cei 3 nepoți ai mei. Ei mă iubesc foarte tare, mai ales mii care are 5 ani și îmi spune când mă aude vocea la telefon: bunicu Țurai. Bunicu, ce faci, bunicu Țurai? El așa mi-a spus, da. Îi mulțumim bunicului Țurai că a ajuns la Neața cu o piesă tropotită de la Săpânța și cu povești din Cambodgia, Thailanda și Vietnam. Și mai ales că de la Săpânța, am pe sora mea de la Săpânța, am venit la mine să-i fac niște analize medicale, că e bine să ne îngrijim sănătatea. Dacă ai pe cineva la București, știți cum se zice. Mulțumim tare mult, Gheorghe Turda.